Firefly Schiți! Hei, bună, dragi licurici! Bine ați venit în bucătăria mea, unde eu și Chelsea vom face astăzi clătite. Oh, niami! De-abia aștept! Știi, le-am promis purcelușilor că le voi da și lor să guste. Desigur, desigur, așa ne vor spune dacă clătitele au ieșit delicioase. Hai, du-te și cheamă-i! Mă duc, mă duc. Mai întâi trebuie să le aduc niște scaune ca să aibă unde să stea. Am adus unul și vin imediat și cu celălalt. Așa, acum totul e perfect. Și acum fiți atenți aici. Purceluși! Cine vrea clătite? Am auzit clătite? Unde? Unde? Unde sunt clătitele? Eu vreau, eu vreau. O, stai așa, nu te înghesui. Și eu vreau, și eu vreau clătite. Unde sunt? Ce foame ne-i! Păi stați, nu vă grăbiți, încă nu sunt gata. Hai, așezați-vă la masă și așteptați frumos. Ai auzit? Da, am auzit. Nu vezi că m-am așezat la masă? Nu, nu asta, și eu m-am așezat, dar ai auzit mânchiorile masele? Păi în cazul ăsta fac concurență cu ale mele. Se pare că purcelușilor le e tare foame, așa că aici am pregătit vasul unde vom pune compoziția pentru clătite. Aici vom pune clătitele în această frumoasă farfurie mov și avem și tigaia în care le vom face. Este cu căpățel galben și cu mâner albastru, iar aici avem două ochiuri. Și vom începe așa. Chelsea, te rog frumos să-mi dai făina, să punem în castronaș. Bine, imediat! Am să-ți pun câteva făină în această cană. Și poftim, pune cât dorești. Oh, mulțumesc, stai să te ajut. Bun, și o să punem două linguri întregi de făină. Una, două, acum dă-mi te rog laptele. Lăpticul e aici. Bun, să te ajut să scot topul și acum pot să torn. Gata, gata, cred că este suficient. Bine. Să te ajut să pui topul. Acum, Chelsea, am nevoie de un ou ușor. Desigur, vine imediat. Poftim oul de care ai nevoie. Un nou Kinder, Chelsea. Ha, e tare delicios, dar nu de acesta aveam nevoie. Hai, du-l înapoi în dulap și adun un nou adevărat. Oh, scuze greșeala, mă duc să-l duc înapoi. Stai un picuț așa, dacă tot mi l-ai arătat. Hai, desfă-l, să vedem surpriza. Sinceră să fiu, și eu sunt foarte curioasă. Îl putem desface, te rog. Bine, bine, îl desfacem, dar apoi să ne aduci un ou real. Of, m-ați convins și de data asta, pentru că nici eu nu pot rezista. Să vedem surprizica și... avem și ciocolată pentru voi, purcelușilor. Să vedem, să vedem ce se află în acest ou ușor. Cred că este o mașinuță. Să vedem ce ne arată imaginea și apoi îl vom construi frumos. Da, este o motocicletă care se transformă. Și priviți ce frumos arată, este galbenă și se poate transforma. Dacă îi tragem așa roțile, parcă ar fi o dronă. Și cine mănâncă tot din farfurie, la final se poate juca cu ea. Poftim și eu de care avei nevoie. Da, mulțumesc! Eu amestec aici frumos compoziția. Da, Chelsea, dar mai avem nevoie de ceva. Puțină sare, știu, este ciudat, dar în dulciuri, dacă pui puțin, un vârfuleț de sare, ies foarte, foarte delicioase. Bun, mă duc să aduc acum. Un vârf, ziceai, da? Gata! Hai, amestecă bine, bine compoziția. Bine! Am amestecat compoziția bine, bine de tot. Să nu iasă cocoloașe. Dau drumul la foc. Voi lua capacul de pe cratiță.
ceață și voi pune un strop mic de ulei. Ups, cred că am dat puțin pe jos. Scuze! Lasă că strâng eu. Unde? Uite, aici puțin pe jos. Bun! Gata. Rămăsesem la ulei. Am să pun puțin în tigaie. Și acum voi pune compoziția. Ce bine arată, o întindem bine să se formeze o clătită delicioasă. Așa, o pun pe foc și repede să-i pun capacelul. Ta-da! Așa, și acum vom aștepta un pic să se facă pe prima parte. Haideți că vine imediat! Acum eu mă voi uita dacă clătita este gata și da, pare rumenită pe o parte. Voi lua această furculiță și am să încerc să o întorc invers. Va fi un procedeu destul de dificil, dar hop! Da, am reușit! Acum să se facă și pe partea aceasta, pun căpăcelul și aștept. Și se pare că este gata, priviți ce bine arată, niam. Și am să o pun în farfurioară, priviți cum pun farfuria peste și tot. Și yummy, ce clătituță delicioasă a ieșit. Punem tigaia la loc. Iar eu aici am două feluri de gemuri, unul de portocale și încă unul de căpșuni. Și acum voi să-mi spuneți care vreți. Eu vreau să fie de căpșuni. Ups, eu vreau de portocale. Atunci știu cum voi face. Antante, dizemane pe, dizemane compane, antante. A picat de căpșuni, deci prima oară vei mânca tu. Să-l desfacem frumos. Încet să nu dau iar pe jos. Să iau pe vârful cuțitului. Miam. Și să ungem clătinița. Wow, ce bine arată! Va avea un gust delicios! Nu pun nici foarte mult să nu vi se facă rău. Cred că e de ajuns. Acum o voi rula, foarte mare grijă. Ce bine arată! Și clătituța este gata! Exact la timp! Eu am mai terminat una! Oh, ce bine! Atunci vom pune și pe aceasta aici. Să deschidem și acest borcanel cu gem de portocale și să ungem clătituța. Nium, ce delicios arată! Hai, gustați și spuneți ce gustare! Dacă sunt bune, vă mai fac și altă dată! Oh, dar stați că mi-am amintit! Noi mai avem în bucătărie și un sos bun de zmeură, vreți să vă pun pe ele? Da, dar mai repede că mor de foame! Deci poți să pui pe amândouă! Și acum vine și sosul! Ce bine arată! Și stați, nu începeți, am să le tai în două, ca să le puteți lua cu ușurință. Ce delicios arată! Wow, m-am săturat! Foarte bune! Dacă ați spus ce fericită sunt că v-au plăcut, acum mă duc să-mi fac și eu câteva. Licurici, vreți și voi niște clătite? Cu ce să vi le umplu?
Hei, cum sunt clătitele? Îți plac? Ce-aș putea răspunde, dar nu mă mai filma în timp ce mănânc. Ține camera, că-ți simtesc această clătită pe față. Închide-o!